Ok, concret, care sunt obiectivele Superbet în continuare, în viitorul apropiat? Consolidarea investiției noastre din piața poloneză. Continuăm să îmbunătățim produsul nostru care are nevoie de tehnologie pentru a putea fi exportat în țările din jur consolidarea în continuare a pieței din România și, dacă ar fi să pun în vârful agendei ceva, aș pune tehnologia, care, de fapt, este principalul nostru enabler, factor de susținere și de succes pentru toate planurile care urmează de acum încolo. Businessul de digital a devenit cea mai importantă componentă a afacerii Superbet. Probabil că expansiunea în țările, în aceste piețe mai dezvoltate, va începe cu businessul de digital și acolo avem nevoie de foarte multă tehnologie. Și uh, aici uh, s-au concentrat și planurile noastre uh, esențiale de uh, dezvoltare. În anul 2018 am cumpărat trei, te trei companii de tehnologie, uh, le-am integrat în uh, structurile de uh, dezvoltare ale, ale noastre și probabil că acest trend va continua. Deci aș spune că The, na the Name of the Game este tehnologia. SuperB devine o companie orientată către inovație și către tech către tehnologie, și aici, aici va trebui să dăm testul suprem vis-a-vis -vis de capacitatea noastră de a scala și de a îmbunătăți și particulariza produsul pe care îl avem în România pentru la cerințele piețelor pe care vom intra. Având în vedere atragerea, atragerea unui fond de investiții american, vă gândiți și la o listare la bursă? Noi am tatonat opțiunea bursei. Nu mai este deja un secret faptul că noi am, avem obligațiuni listate pe bursa din România, bursa aero. Um, rămânem aproape de piața de capital în toate formele, formele ei, însă este mai puțin probabil că vom, mai, pro, mai puțin probabil decât acum un an de zile că vom alege această cale, având în vedere că uh, în momentul de față superbet este bine capitalizată, iar uh, un fond de investiții uh, aduce cu siguranță și uh, opțiunile de de debt, de, 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 credit pe care le pune la dispoziția companiei și uh, probabil că vom merge pe mâna Blackstone și în ceea ce privește creditarea atunci când va, va fi nevoie de ea. Ar fi interesant să știm pe ce perioadă și-a propus Blackstone să rămână în acționariatul Superbet. Aici intrăm în zona speculațiilor. Mie mi-este greu să, să vorbesc despre despre asta, pentru că uh, nu avem suficiente date, nu cred că nici Blackstone are în momentul, de acest, în, în momentul acesta suficiente date. Uh, cred că uh, Blackstone urmărește într-adevăr o, o investiție profitabilă cu Superbet, fără doar și poate, dar uh, are ca obiectiv uh, dezvoltarea uh, accelerată a companiei și cred că atunci când această dezvoltare își va fi atins uh, momentele cele mai importante, atunci vom putea vorbi despre uh, acest, uh, aceste lucruri. Deci, dezvoltarea în primul și în primul rând, și după aceea uh, putem vorbi despre o, o, o schimbare a, a, a obiectivelor Blackstone vis-a-vis -vis de Superbad.